Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Vă salutăm și vă mulțumim că și în această seară ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Așa cum deja ne-am obișnuit unii cu alții și în această seară avem onoarea de a avea cu noi un invitat deosebit și de asemenea de a dezbate o temă foarte importantă pentru viața creștinului, și anume vom vorbi despre sfințenia în suferință, despre relația aceasta a sfințeniei cu suferința. Așa că, înainte de a vă da mai multe detalii și de a vedea despre ce se poate face atunci când omul este în suferință și cât de sfânt mai poate fi omul sau cum se leagă aceste două concepte, dați-mi voie să spun un bun revenit unui om drag, unui prieten drag, un om al lui Dumnezeu, și anume fratele Luigi Mițoi, păstor al Bisericii Pentecostale Betania din Chicago. Frate Luigi, bine ați revenit! Omului Dumnezeu, bine v-am regăsit și mulțumesc foarte frumos pentru invitație. Pe lângă păstor, vreau să spun că și eu, evanghelist, vreau să menționez aspectul acesta. V-am ascultat în vara aceasta, în turneul pe care l-ați făcut, de fapt, în toate întâlnirile pe care le-ați făcut, fie că au fost parte al turneului, fie că ați fost vizitator, predicator în anumite evenimente, Dumnezeu să vă dea o dignă după acest turneu, după această vizită în România și de asemenea să reveniți cât de curând, pentru că e încă de lucru și slavă Domnului că Dumnezeu v-a chemat la această lucrare. Stimați prieteni, așa cum vă spuneam, discutăm în seara aceasta despre această temă a suferinței și mai devreme vorbeam cu fratele Luigi despre aceste două, să spunem, teme ale vieții credincioase. Pe de o parte, suferință, și cred că am mai vorbit despre necaz, despre suferință, și pe de altă parte am discutat și despre sfințenie, despre dorința lui Dumnezeu de a fi sfinți, de a ne face sfinți, de a ne sfinți așa cum El este sfânt. Acum ne punem întrebarea, există vreo legătură dintre cele două? Se poate întâlni ca cineva totuși atunci în suferință să mai poate măcar gândi la sfințenie? Sau există ceva care le-ar putea cuprinde pe amândouă? E o bună întrebare de la care să pornim. Așa că, frate Luigi, slavă Domnului pentru această temă și vă mulțumim că ați ales să discutați despre o temă atât de importantă și dificilă în același timp. Mulțumesc frumos, omului Dumnezeu. Stimați prieteni, frați și surori, doamnelor și domnilor, ne bucurăm să fim împreună și să ne gândim la lucrurile din viața noastră, la cele ușoare și la cele grele. Tema aceasta are drept scop să conștientizeze faptul că suferința este incomodă, este neplăcută, este dureroasă, este unul dintre baubau vieții noastre. Uneori ea ne influențează atât de mult încât ne schimbă modul de a gândi. Atunci când ajungem în suferință, uneori suferința este atât de adâncă, ne marchează atât de tare, încât ajungem să ne supărăm pe Dumnezeu. Ori de câte ori ajungem în suferință, ne întrebăm de ce Dumnezeu permite asta. Și avem tendința să ne îndoim de bunătatea Lui, fără să vedem imaginea completă. Cartea Iov este un exemplu de suferință și încredere în Dumnezeu necondiționată. Adevărul este că noi suntem tentați să urmărim sfințirea personală, să îl urmăm pe Dumnezeu în mod condiționat. Dar atunci când Dumnezeu ne expune suferinței, noi avem nevoie de un răspuns. De ce, Doamne, nu ai Tu capacitatea să eviți suferința asta din viața mea? Imaginați-vă că îi moare partenerul cuiva, îi moare un copil. Imaginați-vă că rămâne cu o incapacitate într-un accident de circulație sau într-o altă situație. Și omul nu poate să înțeleagă de ce Dumnezeu, care are puterea să facă absolut orice lucru, permite ca să rămâi văduv sau văduvă, să rămâi fără un copil, să rămâi fără ceva din viața ta. Și această disponibilitate de a-L urma pe Dumnezeu și de a-ți sfinți viața în mod necondiționat
rămâne un ideal înalt. Cartea lui Iov demască faptul că există un conflict cosmic care se desfășoară în spatele scenei, într-un univers unde noi nu avem acces și despre care nu știm nimic. Cartea lui Iov ne învață că încrederea în Dumnezeu, în toate împrejurările, indiferent dacă e confortabil sau inconfortabil, este un ideal. Adevărul e că suferința face parte din viața noastră într-un fel sau altul. Suferința vine din neîmplinirea nevoilor. Aduceți-vă aminte de ierarhizarea nevoilor după Maslow, Abraham Maslow. El spunea că există o piramidă a nevoilor umane și sociale și el le-a ierarhizat pe 5 nivele. Spunea că există nevoia de supraviețuire și aici lucrurile sunt indispensabile. Sănătate, mâncare, băutură, odihnă. Omul moare dacă nu își împlinește aceste nevoi. Apoi există nevoia de siguranță. Ai nevoie de o casă, de o familie, de un serviciu, de bani. Apoi există nevoie de acceptare. Ai nevoie să fii înțeles, iertat, iubit. Apoi e nevoia de afirmare. Ai nevoie de satisfacție, ai nevoie de relevanță, ai nevoie de succes. Și aici se încadrează performanța din toate domeniile vieții. Familie, școală, serviciu și celelalte. Și ultima e nevoia de idealuri. Adică să devii celebru, să devii proeminent, să devii cunoscut. Cartea Iov îl pune în evidență pe Iov. Un om al lui Dumnezeu, un familist convins, un om bogat, un om cu succes în business, un om care se bucura de o recunoaștere comunitară de excepție, un om fericit. Însă dincolo de universul material și vizibil, într-un alt univers, în universul lui Dumnezeu, în universul spiritual, unde noi oamenii nu avem acces, diavolului este permis să ajungă în fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se laudă cu Iov și îi spune, l-ai văzut pe Iov? Ai văzut integritatea lui? Ai văzut responsabilitatea lui? Ai văzut credincioșia lui față de mine? Dar ai văzut omenia lui în legătură cu văduva, cu orfanul, cu săracul, cu oamenii din jurul lui? Și ai văzut de asemenea performanța lui din familie? E un om deosebit, Iov. Și atunci diavolul, care este cel mai mare acuzator, vine și îi spune lui Dumnezeu următoarele lucruri. Doamne, Tu-l apreciezi pe Iov, dar eu vreau să-l acuz. Vreau să prezint un cap de acuzare și să-ți spun că Iov te iubește din interes. Și ceea ce tu numești sfințenie, ea nu este reală în viața lui. Este doar un rol, este doar o mască pe care el o poartă pentru ca să păstreze prietenia ta. El vrea lucruri de la tine, vrea protecție, vrea binecuvântare, vrea mântuire, vrea să meargă în cer și el știe că condiția este sfințenia. Dar el nu te iubește pe tine și nu iubește sfințenia, el doar exploatează treaba asta. El este un oportunist și el comercializează prezența ta. Iar tu îl recompensezi pentru că tu crezi că el este sfânt, dar el folosește sfințenia doar pentru a primi lucrurile de care are nevoie. El nu e sincer, nu e real, nu e autentic. Și Dumnezeu spune, nu cred, nu-s de acord cu tine. Și atunci diavolul spune, Doamne, îți cer favoarea să mi-l dai pe mână, să-l expun la suferință și o să vezi că atunci când ajunge în suferință, o să te blesteme în față și o să te părăsească. Și Dumnezeu îi spune, ok, accept ca să ți-l dau pe mână, dar de el, de persoana lui, să nu te atingi. Și atunci diavolul distruge tot ce avea Iov, dar de el nu s-a atins, că Dumnezeu nu i-a permis. El avea 10 copii, au murit toți odată. Un uragan, un cutremur, casa a căzut peste ei și au murit toți odată. 10 sicrii în curtea lui. Toate proprietățile lui s-au dus. Tot ce avea el a fost prădat, furat, distrus și omorât. Și omul acesta bogat a devenit sărac. Omul acesta fericit a devenit nefericit. Omul acesta care era respectat a devenit rușinea comunității.
Omul acesta n-a mai avut nimic decât propria viață și soția. Și incredibil, soția vine la el și îi spune: am ajuns să nu mai avem nimic, niciun colț de pâine să băgăm în gură. Blesteamă-l pe Dumnezeu ca să ne ia viața, să ne omoare și în felul ăsta să scăpăm. Și atunci Iov face o afirmație care demonstrează că acuzația diavolului a fost o înscenare mizerabilă, pentru că el în mod autentic îl iubea pe Dumnezeu, nu pentru ce primește, ci pentru cine este Dumnezeu în ochii lui. Și a spus următoarele lucruri: noi primim binele de la Dumnezeu cu bucurie și să nu primim și răul atunci când el îl îngăduie cu un scop precis, chiar dacă noi îl înțelegem sau nu. Și Biblia remarcă: în toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. A avut echilibru, demnitatea, onoarea, răbdarea, înțelepciunea să nu fie nemulțumit față de Dumnezeu, să nu se supere pe Dumnezeu, să nu cârtească, să nu-i reproșeze nimic, pentru că, de fapt, el nu era sfânt pentru ca să primească ceva. El nu-l urma pe Dumnezeu pentru avantaje materiale, ci el îl iubea în mod real pe Dumnezeu și îl respecta în mod real pe Dumnezeu. Și datorită încrederii pe care o avea în Dumnezeu, el a acceptat inclusiv suferința, deși nu înțelegea rolul ei. El nu știa ce s-a întâmplat în ceruri. El n-a auzit și n-a văzut dialogul din universul invizibil, spiritual. Dar și-a folosit credința și a crezut în prietenia lui Dumnezeu, a crezut în loialitatea lui Dumnezeu, a crezut în onoarea lui Dumnezeu și a crezut în promisiunile lui Dumnezeu. El a știut că Dumnezeu trebuie să aibă un motiv foarte serios ca să permită suferința în viața lui, dar nu s-a îndoit de prietenia lui Dumnezeu. Și diavolul a pierdut. Numai că după tabloul acesta din cer, care a avut repercursiuni în tabloul de pe pământ, urmează un al treilea tablou. Din nou diavolul stă în fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune: ești un calomnios. L-ai acuzat pe nedrept pe robul meu Iov și ai văzut și tu că este loial și chiar în suferință a rămas în sfințenie. Tu ai spus că dacă îl expun la suferință, el o să abandoneze sfințenia. Dar este un om pe care îl iubesc, pentru că nu și-a abandonat nici în suferința cea mai cruntă sfințenia. Și eu spune: stai, nu te grăbi. Mi-ai permis să mă ating doar de lucrurile din viața lui, dar nu mi-ai permis să mă ating de el. Permite-mi să mă ating de el, pentru că piele pentru piele, când o să lusture pielea, să vezi cum te părăsește, și suferința personală îl va face să abandoneze sfințenia. Și Dumnezeu îi spune: ok, accept încă un test. Ți-l dau pe mână. Ți-l dau pe el ca ființă, nu doar lucrurile din viața lui, dar de viață, să nu te atingi. Și diavolul spune: ok. Și a îngăduit un cancer de piele. Și omul acesta și-a pierdut sănătatea. După ce și-a pierdut copiii, casa, proprietățile, era cel mai bogat om din zonă. După ce și-a pierdut liniștea, confortul, a ajuns să-și piardă sănătatea și să nu mai aibă nimic decât puls și nevastă. Și în clipa aceea, Biblia ne spune că Iov și-a ras capul, s-a tuns la zero și a sfâșiat haina, mantaua, pentru că era un semn al amarului, al suferinței extreme. Era un semn al disperării. Și apoi s-a închinat în fața lui Dumnezeu. El se închina când avea păr, dar acum, tuns la zero, a continuat să se închine. Cu păr sau fără păr, el s-a închinat lui Dumnezeu. De obicei se îmbrăca frumos și decent, dar acum mantaua era sfâșiată, pentru că era simbolul disperării, un fel de semn de doliu. Dar a continuat să se încheie și cu mantaua sfâșiată. Tuns la zero, cu mantaua sfâșiată,
s-a comportat în raport cu Dumnezeu ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Și a continuat să se închine și să spună: binecuvântat să fie Dumnezeu. Dacă cuiva i-ar muri soția, ce ar zice vecinii și cunoscuții dacă el ar spune binecuvântat să fie Dumnezeu? Ar crede că nu și-a iubit soția, că a așteptat ca ea să moară. Cum poți să spui binecuvântat să fie Dumnezeu când ți se întâmplă ceva rău? Binecuvântarea pentru Dumnezeu nu are legătură cu ce ni se întâmplă nouă. Dumnezeu trebuie să fie binecuvântat vara și iarna, ziua și noaptea, în tinerețe și la bătrânețe, când sunt în boală și când sunt sănătos, când îmi moare cineva sau când nu moare nimeni. Dumnezeu trebuie să fie binecuvântat indiferent de ce se întâmplă cu mine, indiferent de condiția mea, indiferent de statutul meu, indiferent de circumstanțele vieții mele. Dumnezeu trebuie să fie binecuvântat, iar Iov a știut lucrul acesta. Și dintr-o dată, Iov a reușit în suferință să rămână sfânt. De cele mai multe ori, suferința este prețul sfințeniei. Dacă ne uităm în Scriptură, Domnul Iisus a suferit mult și a fost prigonit. Ucenicii au fost prigoniți. Cu excepția lui Ioan, toți au murit ca martiri. Dacă ne uităm în istoria creștinismului, creștinii au fost persecutați. Statisticile spun că la fiecare 5 minute un creștin este ucis pentru credința lui. Suferința este unul dintre motivele pentru care foarte mulți oameni renunță la Dumnezeu. Pentru că ei nu înțeleg de ce Dumnezeu permite suferința. Ei cred că suferința este doar o formă de pedeapsă pentru ce ai făcut rău. Dar în cazul lui Iov este un test de fidelitate, de loialitate, și Iov a trecut testul acesta. Întrebarea mea este următoarea: dacă suntem credincioși atunci când avem păr și haina este decentă, dacă suntem credincioși atunci când avem mașină, casă, copii și nevastă, sănătate și tot ce ne trebuie, mai rămânem credincioși când suntem bolnavi, când avem o boală terminală, când ne moare un copil sau soția sau soțul, sau ne pierdem casa sau jobul? Sfințenia noastră și urmarea lui Dumnezeu este condiționată de ceva sau pur și simplu nu-i condiționată de nimic? Eu îmi iubesc soția în mod condiționat sau necondiționat? Necondiționat. Orice s-ar întâmpla, o iubesc pentru că e soția mea. Tot la fel îl iubesc pe Dumnezeu, îl urmez și îmi sfințesc viața condiționat sau necondiționat? Necondiționat. Chiar e adevărat asta sau nu? Slavă Domnului! Așa este. Dar iată că Dumnezeu permite câteodată lucrurile acestea să se întâmple în viața noastră și ne punem întrebarea. Un creștin se așteaptă, deși Dumnezeu n-a promis niciodată că viața aceasta și va fi o viață așa de bunăstare și fără probleme, fără durere, fără boală, fără necaz. Spune, în lume veți avea necazuri, este o promisiune, este o certitudine că se întâmplă lucrul acesta. Dar totuși, să fie legată, să spunem așa, sfințenia aceasta de suferință, ca și cum, pe lângă disciplina aceasta de a fi sfânt, de a face ceva, parcă ar mai trebui ceva care să cizeleze, zic eu. Chiar mă gândeam, frate Luigi, și nu știu cum vedeți dumneavoastră, ce s-ar fi întâmplat oare sau cum ar fi... Dumnezeu a riscat Dumnezeu atunci când i-a zis, când s-a lăudat cu Iov, sau îl cunoștea Dumnezeu atât de bine, cu siguranță îl cunoștea, dar exista oarecum șansa aceasta ca Iov totuși să cadă la acest test, să pice și să, într-adevăr, să-și asculte prietenii sau chiar pe soția lui care spunea să-l blesteme pe Dumnezeu și să moară? Mă gândesc, Satana poate aștepta momentul ăla sau știu eu. Orice om este un potențial credincios fără să cadă și e un potențial abandonator al credinței lui. Orice om poate să cadă,
există potențialitatea eșecului. Și orice om poate să rămână credincios. Există potențialitatea succesului. Omul alege ce trebuie să facă. Este adevărat, e ușor să alegi când sarcina e mică, când tensiunea e mică, când presiunea este digerabilă. Însă este greu să rămâi constant atunci când apare o tensiune greu de suportat. În cazul lui Iov, 10 copii morți, tot ce a strâns nu mai exista, prietenii îl acuzau că are păcate ascunse, drept pentru care Dumnezeu îl pedepsește, iar soția îi spune abandonează, blesteamă-l și el te va omorâ, se va răzbuna, scapi. Și Iov îi spune, vorbești ca o femeie fără minte, ca o femeie nebună. Nu l-am blestemat pe Dumnezeu când mi-a dat. Permiteți-mi să dezvolt foarte scurt ideea de așteptare a omului de la Dumnezeu. Stimați prieteni, de unde până unde ni se pare nouă că Dumnezeu ne este dator să ne dea sănătate, să ne împlinească orice nevoie, fără ca noi să avem vreo obligație la El? Pur și simplu, nouă ni se pare că Dumnezeu ne este dator. Dar cu ce l-am îndatorat noi pe Dumnezeu? Ne așteptăm să nu mai fie necazuri, să nu mai fie probleme, să nu mai fie suferință, să ducem o viață ca în cer. Iar dacă se întâmplă altfel, spunem, unde este Dumnezeu de sunt copii săraci în Africa? Unde este Dumnezeu când în accidentul ăsta de mașină a murit un copil nevinovat sau o persoană foarte de treabă? Unde este Dumnezeu? Dar puteți să-mi explicați de unde până unde a devenit Dumnezeu obligat să ne poarte nouă de grijă? Cu ce l-am îndatorat noi pe Dumnezeu? Cu ce îl plătim noi pe Dumnezeu? Dumnezeu este un prestator de servicii pentru noi? Dumnezeu și-a asumat cândva responsabilitatea că o să ne ferească pe noi de orice nenorocire și acum nu s-a ținut de cuvânt? Ce îi oferim noi lui Dumnezeu ca să avem pretenții de genul ăsta? Mi se pare puțin ridicol. Stimați prieteni, noi oamenii trăim în păcat. Lucru care îl ofensează pe Dumnezeu, îi ofensează sfințenia și îi ofensează justiția. Și asupra acestui lucru nu vrem să insistăm. Ni se pare că e dreptul nostru să trăim cum vrem. Dar dintr-o dată când ni se întâmplă un necaz, îl tragem pe Dumnezeu la răspundere ca și cum l-am angajat să fie protecția noastră, bodyguardul nostru și al familiei noastre. Și nu s-a ținut de cuvânt. I-am dat un salariu, am semnat cu el un angajament și el nu s-a ținut de cuvânt. Stimați prieteni, dacă noi trăim un an, nu să-i putem plăti niciodată pentru anul ăla în care ne-a dat viață. Dacă noi trăim 60 de ani, vârsta pe care eu o am acum, n-am putut niciodată să-i plătesc lui Dumnezeu pentru o singură secundă de viață. Am mai spus odată întâmplarea asta și permiteți-mi să o repet, pentru că se așează foarte bine în context. Un om foarte în vârstă a făcut o criză de respirație și a fost dus cu ambulanța la spital. I-au pus oxigen, l-au monitorizat, i-au făcut testele și au constatat că nu are nimic grav. Și după câteva zile în care i-au administrat doar oxigen, mască cu oxigen, l-au lăsat să se ducă acasă, oferindu-i câteva recomandări medicale. Dar i-au spus și cât costă spitalizarea, ceea ce serviciile pe care ei le-au făcut. Și erau câteva mii de dolari. Și când i-au dat chitanța, bilul, omul s-a uitat la el și a început să plângă. Doctorul și-a asumat faptul că e un om sărac, nu are bani și plânge de îngrijorare că nu, cum va plăti el suma asta. Și l-a întrebat, permiteți-mi să vă întreb, de ce sunteți așa de emoționat și plângeți? Nu aveți cu ce să plătiți datoria?
Și bătrânul a spus, mulțumesc lui Dumnezeu că am economii suficiente să plătesc. Plâng din alt motiv. Și doctorul i-a spus, puteți să-mi spuneți și mie de ce? Și bătrânul a spus, da. Când m-am uitat pe chitanța asta, am înțeles că trebuie să vă plătesc oxigenul pentru cele câteva zile în care mi-ați administrat oxigen. Și m-am gândit că la vârsta mea de 81 de ani, Dumnezeu mi-a dat oxigen în toți acești ani și nu mi-a cerut niciodată nimic. Iar voi îmi cereți câteva mii de dolari pentru câteva zile în care mi-ați dat oxigen. Și comparația asta m-a făcut să mă simt foarte prost și foarte vinovat. Și pur și simplu îmi vine să plâng. Îmi vine să plâng pentru că nu i-am dat nimic lui Dumnezeu pentru oxigenul din 81 de ani. Dar vouă o să vă plătesc 3 zile de oxigen. Stimați prieteni, cu ce l-am plătit noi pe Dumnezeu că ne-a dat familii? Într-o zi ni le va lua, că așa e viața pe pământ, totul e temporar. Ne-a dat Dumnezeu 10 de ani, la unii mai mult, la alții mai puțin. Nu l-am plătit cu nimic, totul e în dar. Dar absolut în dar. Dacă Dumnezeu continuă să ne dea, e dar, îi mulțumim. Dar dacă nu mai ne dă din anumite motive, atunci el are dreptul să se oprească, că oricum a fost totul un dar. De ce trebuie să fim nemulțumiți? Pentru că noi nu plătim, nu merităm. Nu ne dă ce merităm, ci ne dă ce nu merităm. Este o atitudine nedreaptă, necinstită și lipsită de omenie și de respect. Atunci când, după ce ne-a dat 60-70 de ani de viață, ne supărăm că nu ne mai dă o zi sau încă un an. Am vrut să subliniez următorul lucru. Diavolul știe că pe noi ne sperie boala, fiindcă boala ne trimite spre moarte. Și diavolul știe că dacă ne îmbolnăvim, devenim fragili și vulnerabili și foarte probabil că vom păcătui înaintea Domnului datorită nemulțumirii? Unde e Dumnezeu de nu sare în ajutorul meu? De ce mie și nu la alții, că eu sunt mai bun? Cunosc și pe alții mai răi decât mine. Și în felul acesta demonstrăm faptul că noi în mod condiționat îl urmăm pe Dumnezeu. Îl urmăm pe Dumnezeu dacă suntem sănătoși, îl urmăm pe Dumnezeu dacă avem mașină, dacă avem casă, îl urmăm pe Dumnezeu dacă toți membrii familiei sunt în viață și bine, dar dacă cumva Dumnezeu își întrerupe sponsorizarea care este gratuită, e dar, dintr-o dată noi spunem, Doamne, eu nu mai cred în Tine, eu nu mai am încredere în Tine, eu am probleme să mai Te urmez. Și sfințenia noastră devine un mod prin care comercializăm darurile lui Dumnezeu. Asta se numește oportunism. Asta se numește comercializarea lui Dumnezeu. Exact de asta l-a acuzat diavolul pe Iov. În cazul lui Iov n-a fost real. Pentru că omul ăsta și-a pierdut 10 copii, și-a pierdut toată bogăția pe care o avea, avea 5.000 de vaci, avea 3.000 de cămile, avea 500 de perechi de boi, avea o mulțime de animale, o mulțime de robi. Era cel mai bogat din zona aceea, din tot colțul ăla de lume. Și a rămas fără nimic. La un moment dat, a rămas și fără sănătate. Și în clipele alea, fără păr, că era simbolul disperării, și cu mantaua sfâșiată ca un semn al disperării, s-a plecat ca mai înainte, când era sănătos. Și s-a închinat Dumnezeului lui. Pentru că atunci când iubești pe cineva condiționat, aia nu e iubire, e doar un mod de a exploata și de a primi ceea ce ai nevoie. Dar dacă iubești fără condiție, așa cum ne iubește Dumnezeu pe noi, noi nu merităm. Dacă iubești fără condiție, atunci iubirea asta este reală și este autentică. În boală și în sănătate. În ploaie și fără ploaie, ziua sau noaptea, indiferent de condiții, eu îmi voi păstra puritatea, neprihănirea, îmi voi păstra sfințenia. Dragi prieteni,
Acesta este marele examen al sfințeniei, acceptarea suferinței. Acceptarea unei boli terminale, acceptarea unei pierderi foarte importante pentru noi, foarte valoroase, asta ne clatină puternic. Dar nu știm noi că în Dumnezeu putem avea încredere? Ba da! Nu știm noi că El are întotdeauna un motiv bun? Nu știm noi că în Romani 8:28 spune următoarele cuvinte? Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dar toate lucrurile. Nu știm noi că urmează viață veșnică după viața aceasta scurtă și plină de necazuri? Ba da. Dar atunci, cât de serioasă este credința noastră și ceea ce știm? Dacă fiecare lucru care conține suferință, disconfort, incomodare, nedreptate, pur și simplu ne face să ne întrebăm, dar unde-i Dumnezeu? De ce nu e aici să mă slujească? De parcă El e robul și eu sunt stăpânul. Scopul cu care am pregătit mesajul acesta a fost ca să mă gândesc la autenticitatea credinței mele și sfințeniei mele. Să-mi verific motivele pentru care îl urmez pe Dumnezeu. Și să mă întreb dacă îl urmez pe El pentru că îl iubesc sau pentru că am nevoie de lucruri pe care mi le dă dacă îl urmez. De fapt îl comercializez pe Dumnezeu, nu-l iubesc. Stau lângă El pentru că are lucruri de care eu am nevoie. Cu alte cuvinte, mă împrietenesc cu primarul din sat pentru că pot avea avantaje mari, dar nu mă împrietenesc cu săracul din sat, că ăla nu poate să-mi dea nimic, n-am niciun interes. Dacă l-aș iubi și aș avea milă, atunci aș fi prieten și cu el, fără interes. Dar viața mea e clădită pe interese, nu pe iubire, nu pe loialitate, nu pe demnitate. Suferința este un preț al sfințeniei. Dacă nu putem plăti prețul acesta, sfințenia aceea nu este autentică și nu trece testul credincioșiei. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Foarte frumoasă expunerea și, într-adevăr, asta este frumusețea lui Dumnezeu atunci când lucrează cu ființa umană. Dumnezeu știe pe ce pedală să apese astfel încât omul, într-adevăr, să-și dezvăluie adevărata lui credință, adevărata lui loialitate față de Dumnezeu. Și până la urmă totuși se răsplătească. Și vreau să ne uităm puțin și la aspectul acesta al finalului vieții lui Iov. Acum, în ultima parte a cărții, se spune că totuși Iov a primit ceva din partea lui Dumnezeu. Față de ceea ce a avut, a primit ceva și am putea considera asta ca o răsplătire a lui Dumnezeu, ca o achitare a lui Dumnezeu față de loialitatea lui? Sau și asta era Dumnezeu dacă vroia sau nu vrea, nu era o obligație lui Dumnezeu să-i dea înapoi, ba chiar să-i dea mai mult decât avea. Dumnezeu nu depinde de nimeni și de nimic. N-are niciodată nicio obligație la cineva sau la ceva. El este absolut independent și absolut autonom. Este singura ființă din univers care n-are un început al existenței și nu are un sfârșit al existenței. Noi nu putem înțelege logic fenomenul ăsta, pentru că în afară de Dumnezeu nu mai este nimeni în condiția asta, în statutul ăsta. El este singura persoană care știe totul, poate totul. El este singura persoană infinită și eternă. El este o ființă pe care noi nu putem înțelege. El trăiește într-un univers separat, care nu e un univers material. Noi punem problema în maniera asta, pentru că așa se pune problema în universul ăsta material în care trăim noi. De aceea noi întrebăm întrebări de genul acesta. Pentru că noi nu știm altfel. Viețuirea este așa cum o viețuim noi. Și noi încercăm și pe Dumnezeu să-L încadrăm tot în regulile astea. Dar atunci începem să greșim. Că Dumnezeu nu-i ca noi. Nu e o ființă materială. Loialitatea lui nu este limitată,
iubirea lui nu este condiționată. Credincioșia și autenticitatea promisiunilor sale sunt desăvârșite. Dumnezeu nu l-a răsplătit neapărat pe Iov pentru ce a făcut, dar a onorat credința lui și l-a încurajat. Dumnezeu a comemorat autenticitatea sfințeniei lui Iov, pentru că diavolul care l-a acuzat a rămas de rușine. Nu mai gândiți-vă, prietenii lui Iov l-au acuzat că are păcate ascunse și a spus el, nu se poate mă să te pedepsească Dumnezeu în felul ăsta, înseamnă că tu ai niște păcate ascunse și din motivul ăsta Dumnezeu te pedepsește. N-aveau dovezi, doar și-au asumat. Și imaginați-vă că s-au dus să acuze un om care era așa, așa nenorocit de tot. Vă puteți imagina ce lipsiți de milă au fost? Aici, acolo a venit vremea să își manifeste invidia pe care au avut-o de-a lungul anilor, datorită popularității și proeminenței lui Iov. Prietenii cei trei nu i-au fost prieteni. Au devenit critici cei mai înverșunați. Diavolul l-a acuzat mai mult decât oricine. Soția lui a dat un sfat greșit. O singură persoană l-a apreciat și l-a protejat. Dumnezeu. Și cei mai mulți oameni, tocmai față de Dumnezeu, sunt infideli și condiționează totul. Mă închin, Doamne, dacă mă binecuvintez, dar dacă nu mă binecuvintez, nu mai mă închin. Te urmez, Doamne, te slujesc, Doamne, mă implic, Doamne, dacă. Vă aduceți aminte când Iacov a plecat și a avut descoperirea, visul, experiența cu scara cerului? S-a rugat și a spus, Doamne, dacă mă vei binecuvânta și dacă vei fi cu mine, atunci eu îți voi da zeciuială. Implicit, dacă nu vei da, nu mă vei proteja și nu vei fi cu mine, nu-ți mai da. Iată dar ce angajament condiționat a făcut Iacov. Cu Dumnezeu nu trebuie să condiționăm nimic, pentru că oricum nu merităm nimic. Noi nu putem să cumpărăm de la el sănătate. Dumneavoastră știți că toți banii din lume nu pot, cu toți banii din lume nu poți să cumperi o secundă de viață. Nu poți să-ți cumperi sănătatea, nu poți să-ți cumperi somnul, nu poți să-ți cumperi frumusețea. Poți să-ți cumperi cosmetice, dar nu frumusețe. Poți să-ți cumperi cărți, dar nu inteligență. Poți să-ți cumperi medicamente, dar nu sănătate. Poți să-ți cumperi pat din ăla care se face în toate felurile, dar nu poți să-ți cumperi somn. Astea vin de la Dumnezeu și nu poți niciodată să le plătești. Sunt daruri. Și toate darurile acestea, dacă se întrerup, noi ne supărăm, ca și cum Dumnezeu ni le-a dat pentru că i-am plătit. Și atunci întrerupem loialitatea, sfințenia și închinarea. Și spunem, Doamne, sunt supărat pentru că nu mai continui să-mi dai. Da, ți-am dat pentru că așa am vrut. N-am nicio obligație. De ce te superi acum pe mine? Permiteți-mi un exemplu și închei ideea. Vă aduceți aminte că există o pildă în Scriptură unde Mântuitorul spune că un om care avea mult pământ, era un om bogat, a ieșit dimineața în piață să-și angajeze niște muncitori pentru anumite activități din compania lui. Și s-a dus de dimineață și a luat pe cineva și i-a spus, uite, te plătesc cu atât, accept să muncești toată ziua? Și l-a spus da. S-a mai dus și mai târziu și a luat pe cineva și i-a spus, uite, îți dau prețul ăsta, accepți? Da. S-a mai dus și mai târziu și a spus, uite, vino să lucrezi pentru mine și îți dau prețul ăsta, accepți? Da. Și s-a dus seara, aproape când era să se termine lucrul. Și a luat pe cineva și i-a spus, mai sunt câteva minute de lucru, uite, îți vrei să plătești pentru suma asta de bani să muncești? Și a spus da. Și imediat s-a încheiat ziua de lucru, toți oamenii au venit ca să-și primească plata și i-a plătit pe toți, după cum s-a înțeles cu fiecare. Când ăla care a venit de dimineață, să zicem pe la 7, a văzut că îl plătește și pe ăla care a venit la 6:05, în timp ce la 6 se încheia serviciul, i-a zis stăpânului, dar cum? Cât îmi dai mie, i-ai dat și lui ăsta? Dar eu am venit de dimineață, ăsta a venit cu 5 minute înainte să se încheie. Și atunci stăpânul l-a obrăznicit și i-a spus, ascultă-mă, tu ai devenit stăpân peste banii mei? Eu plătesc pe cine vreau și fac ce vreau cu banii mei. Nu m-am înțeles eu cu tine cu 100 de lei? Nu ți-am dat 100 de lei.
Ba da, și atunci îți datorezi ție explicații ce fac cu banii mei? Eu pot să dau bani cuiva și dacă nu muncește, nu 5 minute, nu muncește nici 5 secunde. Observați cum ajung oamenii să gândească? Lor li se pare că e normal să-i ceară socoteală stăpânului de felul în care își cheltuie resursele fără să aibă vreo obligație de a explica cuiva ce face cu banii lui. Dacă am avea puterea să punem problema în maniera asta, de-abia atunci am conștientiza că tot ce ne-a dat Dumnezeu până astăzi sunt daruri nemeritate. Atunci am inventat și noi atitudinea de mulțumire, de exprimarea recunoștinței și a admirației, pentru că așa se cade să ne întoarcem și măcar să mulțumim că de plătit n-avem cu ce plăti. Dar nu numai că nu facem asta, îl tragem pe Dumnezeu la răspundere că de ce nu trăim mai mult, că de ce nu ne dă mai mult și că de ce închide robinetul la ceva anume, în timp ce în viața asta, în lumea asta, totul e temporar. Slavă Domnului! Slavă Domnului, frate Luigi, mulțumim Domnului pentru învățătura din seara aceasta, mulțumim Domnului că El decide când trebuie să ne treacă prin suferință, El decide atunci când trebuie să facă un pas către noi, să ne izbăvească și mulțumim Domnului atunci când trecem prin bucurii, dar și prin necazuri și slavă Domnului că toate bine lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. O concluzie cu care aș dori să încheiați seara aceasta, ca o încurajare, pentru că Iov, când vorbim despre cartea Iov și despre Iov, pe de o parte suntem bucuroși că se termină cu bine, dar pe de o parte niciunul dintre noi n-am vrea să fim în pielea lui Iov. Și trebuie să recunoaștem treaba aceasta. Așa că, ca și încheiere, un verset, un gând cu care putem încheia emisiunea aceasta din seara aceasta. Stimați prieteni, nu trebuie să căutăm suferința. Ea va veni necăutată. Nu trebuie să o chemăm, va veni nechemată. În suferința, în viața aceasta, nimeni nu poate să evite suferința. Ea va veni mai devreme sau mai târziu, mai intensă sau mai puțin intensă. Totul este să ne pregătim mintea pentru atunci când va veni, să nu o vedem ca pe o atitudine de nedreptate din partea lui Dumnezeu. Că asta este o mare ofensă. Nu e deloc nedrept Dumnezeu. Acesta este gândul meu de despărțire. Pregătiți-vă să vă încredeți în Dumnezeu și orice va veni să spuneți, Doamne, mă închin în fața Ta, te laud pe Tine că toate duc spre binele meu. Chiar dacă pe moment mă ustură ceva. Pe termen lung, eu voi rămâne al tău pentru veșnicie. Dumnezeu l-a restaurat pe Iov. I-a dat din nou mai mult decât a avut înainte. Diavolul a rămas de rușine, iar Iov a rămas o ființă specială în ochii celui care a făcut cerurile și pământul. Încrederea în Dumnezeu este singura investiție care se merită făcută. Este singura ființă în care poți avea în mod deplin și absolut încredere. Restul este flexibil și relativ, dar Dumnezeu este absolut și veșnic. Să ne încredem în El, să rămânem statornici în credința noastră. Și atunci când vom fi tentați să abandonăm, să punem întrebări, de ce? Să încercăm logic, să evaluăm, să comparăm, atunci să ținem minte, mă încred în El, orice s-ar întâmpla. Mă încred în El, orice s-ar întâmpla. Aceasta este singura dovadă că îl iubesc, că am încredere în El și că vreau să fiu cu El întreaga eternitate. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin, amin. Mulțumim, frate Luigi, fiți binecuvântat și ca de fiecare dată, așa cum obișnuit, vă urăm multă sănătate, binecuvântare în lucrarea pe care o faceți acolo și cu ajutorul Domnului să ne revedem cu bine. În primul rând la o nouă ediție care va fi în curând și apoi acolo unde Dumnezeu va decide să ne revedem, în România sau în altă parte. Vă mulțumim foarte mult! Și eu vă mulțumesc din suflet. Apreciez invitația și prietenia. Cu drag! Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi.
Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!